În urmă cu câteva zile a avut loc un incident grav în trafic în municipiul Drobeta Turnu Severin. Mașina unui polițist a fost lovită cu o bâtă de către un șofer nervos. Agresorul a considerat că autoturismul condus de celălalt șofer rula prea încet, astfel că, fiind nemulțumit, a decis să își facă singur dreptate. La sediul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin s-a prezentat un bărbat de 43 de ani care a relatat faptul că pe strada Zmărdan, în apropiere de intersecția cu strada Traian, în municipiu a avut un conflict verbal în trafic pe fondul neacordării de prioritate, în urma căruia un alt conducător auto ar fi lovit cu un obiect dur autoturismul său. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că un conducător auto a lovit cu palma geamul portiții autoturismului bărbatului de 43 de ani, fără a fi provocate distrugeri. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare. În plin centrul orașului Drobeta Turnu Severin, polițistul severinean se afla în timpul liber cu soția și copilul în autoturism, când i s-a tăiat calea de două autoturisme din care au coborât doi plătitori de taxe la zi. Sub pretext textul motivului că a circulat prea încet, au început să lovească cu pumnii și cu o bâtă autoturismul, provocând spaimă copilului care era pe bancheta din spate. Cele două persoane au făcut anterior obiectul aplicării legii și îl cunosc foarte bine pe polițistul severinean, care își desfășoară activitatea la structura de ordine publică și au profitat de faptul că l-au întâlnit în trafic pentru a-l intimida, pentru a da un semnal.